Înțeleg că domnului Orban îi se reproșează faptul că a cedat prea mult pentru a-și obține funcția de președinte al Camerei Deputaților. Mandatul echipei de negociere a fost Câțu, prim-ministru, Orban, președintele Camerei, și în partid au existat discuții în legătură cu ministerele pe care ar trebui să le păstrăm pentru PNL. Dar discuțiile n-au fost cu formațiuni politice care să aibă și ele interese politice. Și USR-ul și-a dorit ministere bune, și UDMR-ul și-a dorit ministere bune. Iar în momentul în care există o negociere politică, trebuie să știi să și cedezi. Dacă vreți părerea mea, lucrurile sunt mai simple decât se chinuie mult să le complice. Partidul Național Liberal a avut practic două interese importante în aceste negocieri. Unul, să avem un guvern cât mai repede, până în Crăciun, pe care și l-a atins. Și al doilea, să putem să primim, să avem ministere bune cu care să aplicăm programul Dezvoltăm România. Dacă în ceea ce privește obiectivul temporar, să facem un guvern repede, și când spun treaba asta mă refer la măsurile care trebuie luate până la 1 ianuarie pentru a preîntâmpina anumite dificultăți care să greveze asupra guvernării viitoare, și mă refer la pensiile speciale ale aleșilor publici locale, mă refer la probleme din justiție, completele 2, completele 3, la măsurile premergătoare bugetului. Da? Lucrurile s-au rezolvat în sensul că guvernul a fost investit până în Crăciun, cum ne-am dorit noi. În ceea ce privește reprezentarea la nivel de ministere, lucrurile n-au ieșit chiar cum ne-am dorit. Pentru că Dezvoltăm România înseamnă, în primul rând, o dezvoltare pe zona economică. Iar zona economică înseamnă Ministerul Dezvoltării, înseamnă Ministerul Transporturilor, Ministerul Fondurilor Europene care aduce banii, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei. Din ele n-am obținut decât Ministerul Energiei, care e doar o componentă, da? Și din punctul ăsta de vedere, este cât se poate de clar că cei care vor să critique cum s-au desfășurat negocierile și rezultatele au un temei. Da? Dacă însă avem în vedere faptul că din programul de guvernare 85% este din programul Partidului Național Liberal, că planul de redresare și de reziliență și redresare a fost negociat în linii mari, că atât capitolele cât și destinatarii sunt grosomodo stabiliți ca și drept de opțiune ca beneficiari, eu cred că e mai puțin important cine e mis într-o parte sau într-alta. Pentru că în ultima instanță va funcționa pe o foaie de parcurs, care este programul guvernului, care este planul de redresare și reziliență. Da? Deci, bun, dar ministrul va avea într-adevăr un cuvânt greu de spus. Nu, va avea un cuvânt. Și decisiv. Va avea un cuvânt. Deasupra ministrului este primul ministru. Și în plan legislativ este Parlamentul. Deci din punctul ăsta de vedere, eu cred că Partidul Național Liberal a pornit la un drum pentru un guvern de 4 ani de zile, într-un parteneriat loial, atât cu USR Plus, cât și cu DMR. Și cred că trebuie să punem pe premiza că lucrurile care s-au discutat se vor întâmpla. Problemele interne, care există, vor fi rezolvate în cadrul statutar intern, în afara bălăcărilii publice. Pentru că Partidul Național Liberal este un partid de gală care, cred eu, și poate greșesc, dar totuși sper să nu greșesc, este un partid care și poate rezolva problemele interne, în interior, într-o asemenea manieră încât imaginea partidului să nu fie afectată. Nu vă imaginați că fiecare din membrii importanței partidului n-ar putea să aibă reproșuri sau să aibă viziuni diferite de Orban sau de conducere. Dar există o mare diferență între a ne spăla rufele în public, pentru că un partid este și o problemă de imagine, de încredere. Și ales pe la interior. Există etape statutare, cum ar fi congresul care urmează să aibă loc în PNL la jumătatea anului viitor, când cei care au gestionat partidul vor prezenta un raport, când fiecare persoană care va avea rol de decident în baza mandatului dat de organizațiile locale și județene va putea să evalueze și când va fi stabilit dacă ce s-a întâmplat a fost mai mult bine sau mai mult rău.